Domnule primar, Consiliul Județean a aprobat repartizarea sumei de 6% pentru comune. Sunteți mulțumiți? Ce părere aveți? Eu sunt foarte mulțumit și aș dori foarte să vă comunic că îmi sunt foarte necesari. Adevărul este că de anul trecut aș fi suferit de să avem această sumă în cont, pentru că aveam foarte multe de rezolvat. Așteptam într-adevăr de la rectificarea pe care a făcut-o guvernul să facă o rectificare așa cum ar fi trebuit să o facă. Adică să nu se țină cont de localități, că e PNL sau este PSD. N-am înțeles niciodată acest lucru, de fapt. Ce înseamnă localitate PNL sau localitate PSD? Este atunci când a câștigat un primar din partea PSD-ului sau din partea PNL-ului? N-am înțeles cum colorăm aceste localități. Că atunci când se alege primarul, de fapt, nu se alege partidul, se alege omul. Și să fim convinși de acest lucru. Faptul că ceea ce s-a întâmplat la alegerile de duminică a dovedit acest lucru. Dacă nu știi să-ți alegi candidatul, e normal să pierzi. Asta e adevărul. Dar acest joc, dacă îl putem numi așa, faptul că Consiliul Județean aprobă această sumă, prefectura atacă, iar banii sunt blocați, de fiecare dată Consiliul Județean se vede nevoit să dea o nouă hotărâre pentru ca banii să ajungă totuși la primari. Cum comentați acest lucru? Ce se întâmplă? Bănuiesc că domnul președinte a vrut să facă un echilibru. Adică, eu știu, anul trecut, dacă vreți, am o evidență clară, cu cât a fost sprijinit anul trecut aproape localitățile în județ, din județ, cu prin rectificarea făcută. Rectificarea guvernamentală? Două, de fapt. Două rectificări s-a făcut. N-am să înțeleg absolut niciodată cum să fac aceste rectificări. Sunt localități care au 1400 de cetățeni, de locuitori, și ea în jurul la 1200, 1.200.000 de lei. Iar o localitate cum e Rosețiu, de 6.696 de locuitori, ia zero. Spuneți-mi și mie ce fel de de calcul s-a făcut. Există cumva o formulă de calcul în care s-a aplicat rectificarea făcută de buget din bugetul guvernului, din de guvern astă toamnă? Nu înțeleg. Deci până la urmă președintele sau Consiliul Județean al unui județ a decis așa, cum a decis și guvernul la nivel de țară. A decis așa. Dar ei au decis în așa fel, Consiliul Județean a decis în așa fel încât să facă o echilibrare pentru toate din punct de vedere financiar, pentru toate localitățile din județ. Nu e posibil ca tu să dezvolți într-un județ numai o localitate, două, trei sau zece care sunt PNL. Nu! Județul la nivel de județ trebuie dezvoltate toate localitățile în același ritm, în așa fel încât toate localitățile să poate să rezolve, să-și rezolve problemele. Nu vinovățim pe nimeni. Faptul că eu știu, rosețenii gândesc, au idei de stânga sau eu știu modelul, idei de dreapta. Nu! Așa au gândit cetățeni, așa a ales. Deci nu-i judecăm. Ei sunt participanți la veniturile acestei țări, în mod egal, în funcție de proprietățile și de ce au. Ei taxele și impozitele le plătesc la stat, la fel, toată lumea. Deci trebuie să beneficieze de condiții de viață și de trai toată lumea la fel. Eu așa văd problemele.
Din suma repartizată de Consiliul Județean, puteți susține proiectele? Mai aveți nevoie de bani? Cum? Păi dumneavoastră știți foarte bine despre ce-i vorba. Și mai ales acum prin PNDL, ieri am avut o adresă prin care ni se comunică că ei nu mai au bani pentru susținerea acestor proiecte. În schimb, dacă noi avem bani, putem să achităm cu banii noștri și vreodată în viitor, eu știu când, mai aproape sau mai târziu, dânsii că rezolva problema banilor, ni se va rectifica și ni se ară banii necesari, ca măcar banii pe care noi am cheltuit din buget. Înțelegeți ce vreau să spun? Am înțeles, să vă recuperați banii ulterior. Sigur că da. În condițiile astea, eu cred că ne este necesare acești bani tuturora. Dar faptul că această sumă este blocată de 2 luni în acest război politic, îl putem numi, între prefectură și Consiliul Județean? Eu nu știu ce să zic. Dar cineva se pare că nu e la înălțimea cerințelor. Și ca funcție, și ca... Nu știu ce să mai zic. Nu se poate acest lucru. Nu, nu. Dacă judecăm așa, și nu numai aici, numai la nivel județean, e la nivel, văd, la nivel republican. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Să faci diferența asta în funcție de culoarea comunei. N-am înțeles. Ce fel de judecată e asta? Și ce fel, dar campanie nu se face decât alea 2-3 luni de zile, atunci când toată lumea promite aproape la fel. Deci nu mai se ține cont că e liberal, că este toată lumea, nu mai le promite la oameni. Și dacă stăm să mă gândesc, numai din punct de vedere social, nu din punct de vedere economic. Nu. Atunci nu prea interesează prea mult treaba asta. Interesează-mă. Mi-aduc aminte că toată lumea promitea atunci, indiferent că e PNL, că e PSD, toată lumea promitea pensii, că avem bani, salarii, avem bani, alocații, avem bani și acum nu mai sunt bani. Păi stați puțin, numai în timpul campaniei avem, după care tăiem. Dacă atunci ar fi spus cineva că se va mări vârsta de pensionare la 70 de ani, ia spuneți-mi, care era rezultatul? Poate ne-o deștepta odată și terminăm odată cu minciuna. Despre PNRR, ce ne puteți spune? La nivelul primăriilor, ați primit informații? Știți exact cum se va derula acest proiect de... Ce proiect? PNRR. PNRR. Și noi am primit informații, știm despre ce e vorba. Problema este că să nu fie și ăsta o gogoașă dintr-aia umflată pe care... Și iar începem, hai să aprobăm numai anumite localități, nu ține cont de nimic și mie asta mi se pare că se întâmplă. Dar ați avut proiecte să-l depuneți pe acest... Păi da, am, sigur că da. Deja am 2 proiecte, 3 de fapt. Trebuie rezolvată treaba, nu știu ce să spun, nu mai am încredere în nimic. S-a încheiat anul școlar? Da. Ați finalizat lucrările? Nu. Cred că în cursul zilei de astăzi am o situație clară cu privire la toată activitatea școlară. Deci eu am o relație foarte bună cu domnul director de la școală și... Asta este oglinda muncii dumnealor. Și bănuiesc că ar trebui să fie foarte bună. Dacă ne gândim la cealaltă parte, privind partea materială, condițiile de școală, dumneavoastră le cunoaște, știți foarte bine, ne zbatem de 2 ani de zile ca să rezolvăm toate problemele. S-au rezolvat, suntem aproape de final. Nu mai avem de executat decât gardul, atât, împrejmuirea. Și aia o executăm în funcție de câți bani avem, nu putem mai mult. Mai ales că în școala la centru se va executa și sala de sport.
Și aproape că îndeplinim toate condițiile și avem într-adevăr o școală cu condiții la nivel european. Consiliul Local Roseți a aprobat cumva un proiect de hotărâre privind acordarea burselor către elevi? Da, sigur că da. Sigur că da. Câți elevi aveți? De anul trecut. N-am o situație clară, dar știu precis despre ce e vorba. Da? S-a rezolvat. Acordăm burse la elevi fără discuții. Credeți că până în toamnă se va rezolva și problema cu sala de sport? Adică veți avea un răspuns clar? Vor începe lucrările? Sau păi vor începe lucrările, sper, la finalul lunii viitoare. Să încep lucrările. Și ce termen de implementare ar avea proiectul? Normal, 2 ani. Dar eu sper să fie foarte rapid. Nu stau acolo prea mult timp. Eu deja am discutat cu cel care a câștigat proiectul, care a câștigat și proiectarea și execuția. Și își dă silința și știe foarte bine cu cine are de lucru. În afară de proiectele aflate în derulare la școli, în momentul de față în comuna Roseți? Păi se execută canalizarea și deci și modernizarea apă, rețea de distribuție apă. Avem o mică extindere de vreo 600 de metri, mai s-a executat încă două puțuri furate. Avem un bazin de magazinare, de captare de 350 de metri cubi, așa, cu încă o stație de repompare cu două filtre, unul de cărbune și unul de nisip, de filtru uscat, cum se spune, pe lângă sistemul de clorinare și sistemul de infraroșii pe care îl avem deja, dispunem de el. Vrem să mai includem în același bazin și în același sistem 6 din celelalte din puțurile pe care, din forajele pe care le avem în lucru, adică în exploatare la această oră. Și eu sper să fie toate bine, să rezolvăm această treabă cu privind apa. Să fie rezolvată pentru următorii 10 ani. Până să fim loviți de această pandemie, știu că în comuna Roseți în fiecare an, în luna august, organizați Ziua Comunei. Da. Anul acesta, când lucrurile par totuși să revină la normal, încă nu putem spune că am revenit la normal, ce decizie ați luat? Ați luat o decizie în acest sens? N-am luat nicio decizie, dar trebuie să luăm o decizie, pentru că anul trecut am putut rezolva această problemă și trebuie să ne gândim că pe lângă muncă mai trebuie și un pic distracție. Și tineretul de-abia așteaptă. Noi ne-am dat silința ca la nivel de comun incidența să fie cu pandemia zero și e de mult timp. Noi suntem foarte bine în acest punct de vedere. Am adus un echipaj mobil, nu sunt pentru vaccinare. O să mai vină încă o dată sau poate de două ori și poate rezolvăm să ajungem măcar la 50% din numărul de cetățeni al comunei. Eu totuși nu cred că este situația asta, deci acum ar fi cam 30%, dar eu nu cred că e numai asta, pentru faptul că sunt foarte mulți cetățenii comuna Roseți vaccinați în diferite puncte. De exemplu, eu am fost vaccinat la Lediu, soția la fel și tot personalul meu de aici tot e vaccinat. Considerați că dacă ajungeți la 50%... Eu am adus acest echipaj mobil, l-am adus pentru vaccinat, dar am interesul de a sprijini cetățenii mai în vârstă, cetățenii care sunt vulnerabili din acest punct de vedere. Și sperăm în diferite măsuri pe care vom lua ca oamenii să înțeleagă că trebuie neapărat. Domnule, nu e vorba numai de viața ta, e vorba și de viața celor din preajmă. Dacă tu nu te vaccinezi, creezi probleme poate și celor din jur mai târziu. Când preconizați că va fi organizată următoarea campanie de vaccinare în localitate? Păi la 2 săptămâni de zile sau... A, rapelul. Da, rapelul. Și când vin pentru rapel, se pot vaccina și sigur, încă care... da, și primul vaccin pentru ceilalți care vin. Considerați că dacă veți atinge acest target de 50%, veți putea organiza mai ușor evenimentele în localitate? Sigur că da, și
deși incidența la noi e zero, v-am spus. Dar mai e încă o problemă, știi? Siguranța zilei de mâine. Dar trebuie să ne pregătim pentru toamnă. Cum se poate? Da. Dom'le, să găsesc fel de fel de neaveniți, cu fel de fel de idei și, culmea, nu știu, partea răului e îmbrățișată foarte rapid de cetățenii lumii. Nu se poate așa ceva, eu n-am să înțeleg. Deci știința, pur și simplu, nu primează la ora actuală. Nu și-are rolul. În loc, știința trebuie să impune. Deci au fost atâția oameni care, într-adevăr, a venit și a făcut reclamă și a spus, băi, fraților, trebuie neapărat să ne vaccinăm. N-am să înțeleg niciodată această frică, eu știu, sau... Reticență. Nu, nu se poate. Deci toată lumea trebuie să ne conformăm, pentru că e normal. Nu vrea nimeni, nu ne vrea nimeni rău. Și încă o problemă. Noi, cei care conducem destinele acestor localități, trebuie să fim, știți cum, lideri în toate. Noi nu trebuie să dăm înapoi. Noi trebuie să mergem alături de ei, pentru că știința și toată lumea nu cred eu că doresc rău cuiva. Nu. Iar noi trebuie să fim alături. Păi ați dat un exemplu în momentul în care v-ați vaccinat. De bineînțeles. După o perioadă în care județul nostru s-a aflat sub tot felul de avertizări de vreme rea, ploi, vijelii, da, începând de astăzi avem avertizare meteo de caniculă. Pe raza localității există un punct de prim ajutor sau unde pot să se adăostească oamenii în situația în care li se face rău pe stradă? Sau deci nu am acest punct, dar oamenii de la asistență socială și cei de la ISU i-am foarte bine educați, știu foarte bine ce au de făcut și de fiecare dată în Comuna Rusă nu s-a întâmplat așa ceva. Am înțeles că s-au întâmplat aceste fenomene mai ales acolo unde se lucrează la construcții și nu știu ce. Cetățenii în Comuna Roseți lucrează pe raza altor localități în domeniu. Asta e situația. Iar acolo unde lucrează șeful punctului de lucru trebuie să aibă grijă de treaba asta. Și mai e încă o problemă. Avem și o direcție la nivel de județ. Direcția Protecției Muncii și Asistenții Sociale. Ce fac ăștia? Ce fac? Ar trebui controle. Bineînțeles. Controle peste tot în așa fel încât cetățeanul să nu aibă de suferit sau muncitorul să nu aibă de suferit. Trebuie să respectăm anumite condiții. Adevărul este, eu vă mai spun o subtilitate. În devizul general al oricărei lucrări sunt diverse și neprevăzute. Noi am învățat că aceste diverse și neprevăzute să fie incluse în execuție. Nu! Nu! Sunt și aceste situații diverse și neprevăzute unde trebuie să-i prindem. Dar trebuie să ne gândim la treaba asta. Aia care întocmesc proiecte trebuie să gândească. Diversele neprevăzute sunt și în situații între astea, când pur și simplu pe cel care câștigă lucrarea, deci antreprenorul, poate n-a luat în calcul acest lucru. Dar fiind un procent anume diversă și neprevăzute, acolo se cuprindă și aceste fapte. Și Uniunea Europeană a trebuit să înțeleagă acest lucru. Pentru că proiectele pe fonduri externe trebuie să aibă în vedere acest lucru, să vedeți că tocmai ei nu respectă acest lucru. Și atunci, care e exemplul nostru? Domnule primar, dacă anul trecut agricultorii s-au confruntat cu o secetă nemai întâlnită de ani de zile, anul acesta s-au confruntat cu foarte multe precipitații. Care ar fi situația? Cum vedeți dumneavoastră? Nu știu ce să spun, dar e singurul sector economic unde se mai lucrează. Și unde, într-adevăr, noi stăm destul de bine. Dacă anul a trecut din pricina secetei, producția a fost extraordinar de mică, anul ăsta, din cauza ploilor, producția este foarte mare. Dar, deoarece plouă în fiecare zi, cel puțin la noi, aproape în fiecare zi a plouat, nu poți să recoltezi. La ora actuală, pierderile sunt foarte mari.
Dacă nu ne ajută vremea să luăm măcar și rapița, eu vă spun că și urmă, eu cred că se pierde foarte multă producție. Pentru că vijeliile care au avut loc și ploaia căzută, faptul că specialiștii noștri urmăresc o producție foarte mare, orzul și păioasele au căzut la pământ, e foarte greu de luat. Cred că foarte multă producție se va deprecia. Adică va încolți. Va fi foarte grav. S-ar putea să avem pierderi extraordinar de mari din punctul ăsta de vedere. Nu știu ce s-a întâmplat anul trecut, în câte știu. Știu că nici până la ora asta nu s-au dat nu s-a acordat sprijinul la prezent, da, pentru secetă. Calamitățile nu au fost plătite. E foarte greu. Dacă și anul ăsta dă un, tot așa, o chestie dintr-asta, nu-i văd bine pe producătorii și mai ales pe fermieri. Am râs toată lumea de Daia. Ar trebui să nu râdem. Să știți că atâta cât a fost, eu am văzut în ministru Daia, într-adevăr, un ministru. Am avut o ocazia să discut cu dumnealui în biroul dânsului. Am văzut un om tranșant, un om care, într-adevăr, vrea, într-adevăr, să facă treabă și aproape ideile lui promovate au prins rădăcini și au fost foarte bune. A trebuit să și de acum încolo, cei care se ocupă de acest sector de activitate, să fie poate cei mai buni specialiști și oamenii cei mai buni. Pentru că e singurul sector din economia românească care muncește. Nu partea electronică, nu informatica, nu. Ăștia nu muncesc și nu aduc nimic ca rezultate, nu. Ăștia sunt cu totul și cu totul altceva. Și sunt prea mulți. Ne trebuiesc oameni în agricultură. Ne trebuie specialiști în agricultură, ne trebuie oameni muncitori în agricultură, buni profesioniști, ne trebuie mecanizatori. Nu știu, am impresia că cineva nu lucrează cu capul în lumea asta. Da. Mâine, poimine, o să avem și agricultura la pământ, din cauza asta. Păi nu avem oameni. Știți că suferă agricultura de mecanizatori? Și un, cel puțin în Călăraș, și eu n-am mai auzit că mai există un curs de perfecționare în punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Și nu cursuri de perfecționare, nu-i suficient. Cursuri de perfecționare să meargă alături de, eu știu, de unități mari, unde pot face practică, unde, într-adevăr, că asta este, nu, asta e bine. Deci, practică trebuie să facem. În meserie, practica contează. Da. Hai să mai terminăm puțin cu baza informatică, că nu asta este necesară economiei noastre chiar așa de tare. Nu. Părerea mea este că mai trebuie și transpirație, mai trebuie și muncă fizică. Da. Despre cabinetul medical, ce ne puteți spune? Știu că v-ați dorit să aduceți încă un medic la Roseți. Azi deci a rămas tot la un medic. Lumea este bulversată și sunt probleme din acest punct de vedere. Mă închin la Dumnezeu în fiecare zi să nu se întâmple vreun fenomen. Numai cu un singur medic la 6.696 de locuitori, nu știu cum o scoate la capăt. Problema și mai ales atunci când faptul că nu sunt bani la Ministerul Sănătății face ca noi să nu avem un asistent medical la școală și un asistent medical comunitar. Am făcut demersuri, nenumărate demersuri pentru a angaja acest om. Păi angajați-l, dar angajați-l pe banii dumneavoastră. Păi eu îmi încarc statul de funcțiuni cu încă un om, un personal, n-am înțeles. O persoană pe care o plătesc, de fapt, și care, conform legii, trebuie plătită de către Casa de Sănătate. Înțelegeți ce vreau să spun.
nu mai greșit când dăm legi dintr-astea și noi nu le acoperim. Dăm niște legi absurde și nu le acoperim cu banii necesari pentru a rezolva problemele respective. Pentru că nu le rezolvăm pentru noi primarii, nu. Le rezolvăm pentru comunitate. La 800 de elevi, nu credeți că e necesar un cadru medical acolo? La un număr atât de mare de asistați medicali, numai 100 ani cu gradul 107 ani cu gradul 1. Nu credeți că e nevoie pe asistență socială sau un cadru medical angajat? Asta e. Și avem atâți oameni în vârstă și care, oricum, trebuie măcar să-i întreb de sănătate, să le iei o tensiune, să vezi despre ce e vorba, să vadă într-adevăr că cineva se îngrijește de ei. La nivelul județului Călărași există senatori, deputați, dumneavoastră ca primar, și nu mă refer numai la dumneavoastră, că această problemă sigur este întâlnită în toate localitățile. Ați mers să discutați ca dumnealor să ducă această problemă în guvern și să încerce totuși să găsească o soluție? Mi-aduc aminte că la nivelul Asociației Comunilor am discutat acest lucru împreună cu ei. Și să știe foarte bine acest lucru. Și o știe toată lumea. Eu îi întreb altceva. Dumneavoastră ne întrebați pe noi dacă noi am căutat să rezolvăm treaba prin ei. Bun. Eu întreb altceva. Oare cine votează legile în țara asta? Nu ei? Dacă ei votează legile în țara asta și de la mine, de la altul aude că noi nu ne-am completat sau nu putem să angajăm oameni și ne chinuim, eu cel puțin de 4-5 ani mă chinuim. Tocmai. M-ați înțeles? Și nu găsesc înțelegere. Adică nu există bani, spun ei. Păi de ce ai dat legea? Retrage-o. Retrage-o și ți-asum răspunderea. Nu arunci în spinarea mea ca și cum eu n-o aș vrea. Nu. Terenurile pentru tine ați terminat? Totul este terminat la ora actuală. Aștept proiectul din partea FDE-ului. Da. Deja am semnat că va începe chiar lucrarea. Pare că ei știu în sinea lor și cine va câștiga lucrarea respectivă. În momentul ăla mă apuc și eu și execut să bagă cele două artere de apă. De ce? Pentru că eu am nevoie, ca să bag rețeaua de apă acolo, am nevoie de curent. De electricitate. Da, și nu dispun de... nu dispun de toate utilajele de care am nevoie a executa acest. Vreți să vă spun ceva? Încep, într-adevăr, și de fapt de mult timp sunt convins că fostul primar al capitalei, Firea, a avut dreptate când a vrut să formeze acele societăți care să fie condise de Consiliul Local și așa mai departe. Eu execut în regie proprie o grămadă de lucrări. Mă costă nici la jumătate. Am avut o problemă cu scena la Căminul Cultural, care s-a pur și simplu s-a scufundat, s-a putrezit în an de zile, folosită. Și cineva mi-a cerut 1.200.000 și eu execut cu 600 de milioane în regie proprie. Dar nu vreau să vorbesc, nu mai vreau să vorbesc decât atât, îi dau dreptate lui Firea ce a vrut să facă. Da? Ăștia o judecă pentru că le-a cam tăiat din nas cu chestia de atunci. Și nu mai stau nici la mâna nimănui. Odată ce am niște oameni, noi trebuie să avem grijă să ne angajăm ca personal în cadrul statului de funcțiuni, oameni care să cunoască cât mai multe meserii. Mai ales personalul contractual, pe care oricând să-l chem, un fel de muncă voluntară în afară de ceea ce se muncește acolo, de meseria pe care o am, un fel de muncă voluntară și să mai facem și altceva în plus pentru comunitate. Asta e, dacă munca voluntară s-a desființat, noi trebuie să facem totuși în continuare, n-avem ce face. Dar să facem pe banii noștri lucrări mici, numai apelând la unul și la altul, cât te costă o grămadă. Oricum, prețurile în construcții, în acest domeniu, au explodat, cred că s-au mărit cu 50%. Numai mâna de lucru. Și materialul, dar și mâna de lucru. N-am să înțeleg absolut niciodată cum de la 277 cât a costat megavatul, a ajuns acum, am o situație în față,
La 400 și ceva de lei, 430 sau 437. S-a dublat. Cum se poate acest lucru? Oare guvernul nostru s-a gândit la acest aspect? Că ne va... Noi am fost noi în stare vreodată să evaluăm cheltuielile din buget pe anul respectiv, privind consumul de energie la nivelul ăsta, cu procentul care a crescut? Iar bănuiesc că guvernul și statul român nu mai are nicio ferigă pentru faptul că se pare că toate acțiunile le-a vândut, și atunci n-am înțeles cum o să conducă în viitor sau cum poate să, eu știu, să echilibreze această situație dacă tu n-ai nicio verigă.